Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bine v-am regăsit de la castelul de la Niegița, în sudul Poloniei, la microfon Cristian Ivaneș. Asta se dorește a fi un episod turistic, dacă doriți, mai lejer, cum n-am mai făcut de data asta în Slovacia, Polonia. Slovacia este undeva acolo, în spatele dumneavoastră, se și vede Tatra poloneză, dincolo este Tatra slovacă, și vreau să vă povestesc despre acest castel. Am aflat cu uimire, dar uimirea este doar pe jumătate, să știți, că în Polonia sunt peste 500 de castele. Aici, în Polonia, sunt peste 500 de castele și peste 2500 de palate, adică structuri ceva mai mici. Este absolut incredibil. În Slovacia sunt peste 100 de castele. Moda asta medievală a castelului este tipic vest și central europeană. Și despre asta vroiam să vă povestesc. Despre faptul că în Europa de vest, în Europa centrală, în Evul Mediu, castelul este foarte, foarte des întâlnit și foarte multe au și rămas, cum este acesta, construit între 1320 și 1326. În 6 ani a fost, vă dați seama, înălțat la începutul anilor 1300 un castel. Ungaria, regatul Ungariei se termina cam acolo și aici începea regatul polonez. Două mari state medievale ale Europei, bineînțeles. Și castelul acesta era un fel de punct de frontieră. El aparținea și a fost și făcut de o familie nobiliară maghiară. Și, practic, după cum vedeți, el era la frontiera dintre cele două mari regate. Frontiera actuală a Slovaciei cu Polonia este la câțiva kilometri mai încolo, mai în direcția în care arăt eu, oarecum în spatele dumneavoastră, oarecum. Și deci este foarte aproape să vii din Slovacia în sudul Poloniei. Dacă tot ne ocupăm puțin de turism, că nu pot să nu, vă dați seama, e o reclamă gratuită pe care le-o fac acestor oameni, și slovacilor, haideți că îmi scot șapca că e mai bine așa, și slovacilor și polonezilor, nu pot să nu vă recomand a face ceea ce eu fac de atâția ani, deja de 10 ani, și anume Tatra slovacă, Tatra inferioară, Tatra superioară, apoi Tatra poloneză care este aici undeva și sudul Poloniei. În sudul Poloniei găsiți foarte multe atracții turistice interesante pentru montaniari, pentru schiori, pentru paltonari ca mine care nu schiază nici măcar un centimetru, pentru oameni pasionați de istorie. Aici vă recomand Cracov, Cracovia, care nu e extrem de departe de aici, Novi Trg și apoi Cracovia, cu toată istoria sa fenomenală pe care nu pot să o comprim acum în câteva clipe, pentru că efectiv este de mers. Lângă Cracovia, cu smerenie și cu aducerea aminte întotdeauna, complexul de lagăre de la Oświęcim, adică de la Auschwitz, Auschwitz 1, Auschwitz 2, Birkenau și Auschwitz 3, Monowitz. Deci dacă vă gândeați unde să mergeți într-o vacanță care chiar să aibă sens și nu să stați într-un hotel la piscină de dimineața până seara, și asta să faceți o săptămână, 10 zile și să plecăm acasă, ce grozav a fost și ce bine ne-am simțit, dacă vrem să avem un picuț mai mult însemnătate pe care să o dăm unei vacanțe, eu v-aș propune chestia asta, Tatra slovacă, Tatra inferioară, Tatra superioară și apoi
câteva elemente din sudul Poloniei, din Tatra Slovacă până la granița poloneză sunt 25 de minute de mers lejer cu mașina. Sunt drumuri excelente, excelente, cu priveliști minunate. Și țin să vă spun că dacă veniți din România, partea cea mai cruntă, cea mai îngrozitoare este cea până la Oradea. Până la vreo 8-9 km de Oradea, unde începe autostrada. Odată ce ai urcat pe autostradă la Oradea, nu te mai dai jos de pe autostradă decât în munții Tatra aici. Și asta este singurul, ăsta e singurul impediment pe care eu îl găsesc și îl am de fiecare dată când vin aici. Este grotescul drumului de la Cluj la Oradea, care este sinistru și care pentru 150 de kilometri mă face să stau în trafic aproape cât de la Oradea până în munții Tatra. Nu-i nimic, merită chiar și așa pentru a te bucura de ceva minunat, a te bucura de două țări civilizate, și Slovacia acolo, și Polonia aici în spate. Suntem în zonă de graniță, cum vă spuneam, unde nu veți găsi semințe, nu veți găsi manele, nu veți găsi, e un cuvânt acum pe care nu-l pot spune că s-ar cenzura, dar m-ați înțeles, cred, ce vreau să spun. Nu veți găsi lucrurile care ne deranjează atât de mult în România și pe care le întâlnești la tot pasul. Alea nu le veți întâlni. Veți întâlni oameni rezervați, oameni serioși, locuri civilizate și mai ales curate. Locuri curate. Nu vezi peturi abandonate prin păduri, pe poteci de munte, nu vezi saci cu materiale de construcție și așa mai departe. Chestia asta vreau să vă recomand, așa ca un episod de sâmbătă, dacă vreți, sau de weekend în tot cazul, pentru a considera să vă faceți vacanța în Slovacia. Și dacă sunteți schiori, cum vă spuneam, iarna și până acum, inclusiv acum, imediat e începutul lunii mai, inclusiv acum se schiază în Slovacia, sunt pârtii și am văzut unde se schiază extraordinar, și dacă sunteți paltonari, ca mine, vă luați cățelul, paltonul, șapca și o luați pe coclauri, unde nu este pericolul să întâlniți urși, să vă sperie de moarte ceva creatură din asta sălbatică și unde ai tihnă, pur și simplu, la prețuri mai mici decât în România. Că ăsta este, de fapt, lucrul care pe mine mă deranjează cel mai tare. Adică de ce să plătesc mai mult într-un loc mai rău? Și pentru asta sunt nevoit să fac sute de kilometri pentru a veni într-un loc mai bun, unde plătesc mai puțin. Aici suntem, din păcate, asta e realitatea pe care o trăim. Și uitându-mă la castelul ăsta în spate, unde n-am fost încă, e un muzeu înăuntru, se poate vizita. Și sunt foarte curios cum arată respectivul muzeu. Bun, cam asta este de la castelul de la Niedzica în Polonia. Sper că e bună pronunția mea poloneză. Nu e perfectă, sunt convins. Și vi-l recomand, așa cum vă recomand, toate celelalte 500 și un pic de castele de aici, din Polonia, dar cum vi-l recomand și pe cel 100 și ceva de dincolo, din Slovacia. Cam ăsta este episodul turistic din acest tur de la granița slovaco-polonă, am putea spune. A fost la microfon Cristian Ivaneș. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru faptul că vă abonați la acest canal. Mulțumesc pentru faptul că îl recomandați și altora și mulțumesc că îl susțineți prin Patreon, PayPal și Revolut. Informația aici pe ecran sau în josul imaginii, în textul din YouTube. Am zis? Nu mai zic o dată, nu-i bai. Mai zic o dată că a fost la microfon Cristian Ivaneș din sudul Poloniei. Până data viitoare, toate bune. Și ca de obicei,
Să auzim numai de bine!